Aplauze, vă rog să încurajăm un pic. Da, da, da. Arsenie, o ajut pe mami, da? Bun. Apropo de copilași. Mami este mai exigentă, iar tati mai îngăduitor. Mami este mai exigentă, mamele. Datoria mamelor. Domnul este cel mai vocal într-o dispută verbală. Hopa! Tot mami este mai vocală. Aplauze, așa, așa, așa. Ești de acord? Doamna este cea care se trezește mai greu dimineața. Nu este matinală, Cristina. Atenție! Eu mă trezesc foarte greu. Ia să vedem cine dansează mai bine. Cristina dansează mai bine în familie. Da sau nu? Da și nu. Să zicem, da? Ok. Doamna are întotdeauna dreptate când vine vorba de o ceartă? Da, da. Femeile au întotdeauna dreptate când vine vorba de o ceartă. Iura e așa. Da, că am este foarte încăpățânat. E foarte încăpățânat. E foarte încăpățânat. Da. Și nu vrea să recunoască. Niciodată. Ca să știe toată lumea. E foarte orgoliu. E orgoliu de maramureșan. Da? Da. E tipic, tipic. Dar care sunt calitățile cele mai importante ale lui Iura? Este foarte bun familist și da. Iubitor și... Ce calități mai e, tati? Ia spune tu. Foarte laudă-te. Mult. După pui de moroșan, să nu dai cu bolovan. Așa, 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 așa. Eu trebuie să fiu foarte blândă și îi place foarte mult să fiu feminină. Ca nu cumva să fiu foarte dură așa. Îi place foarte mult gingășia. Evident, evident. Ca oricărui bărbat de altfel. Dragii mei, vă mulțumesc foarte tare. Și noi vă mulțumim. Să vedem cu cine îl lăsați pe cel mic, pentru că